plantele și mai jos am ardei pe care i-am curățat și de semințe. Și au venit și ne-au adus ouă. Uitați câte ouă am primit. Îmi dați seama care e problema la mine. Vreau să vă spun că mi-a venit și prima factură la lumină. Bună dimineața! Bine ați revenit la un nou vlog. Este miercuri, 19 iulie. Încep un nou vlog astăzi. Două vloguri filmate, dar n-am avut timp să le editez. Pentru că atât de obosită sunt seara, că nu mai reușesc să mai stau până la 2-3 dimineața să editez, așa că sunt în urmă cu editatul, dar am mai filmat. Însă n-am mai filmat foarte mult. Recunosc că sunt dezamăgită de oameni, cum am fost de foarte multe ori. Și nu vreau să intru în detalii, dar te dezamăgesc oamenii, indiferent cum ar fi, te afectează și încerci să treci peste, dar tot te blochezi acolo în anumite comentarii. Și da, în fine, am aici păstăi, trebuie să le facem astăzi, vreau să le curăț, să le fierb, să vedem ce fac cu ei, poate le pun la congelator, cu toate că nici în congelator nu știu dacă mai am loc. Mi-am adus floarea soarelui ieri și mi-am pus-o aici și astăzi dimineața soacra mea a venit cu un alt buchet așa de floare soarelui, mai micuțe, și le-am dus în living. Astăzi poate facem un clean with me, să vedem, nu știu, că nu am mai filmat clean with me din cauza comentariilor. La toată lumea în casă este curățenie, este perfect și doar la fetele astea care fac YouTube și care filmează că fac curățenie este mizerie. Am de făcut curățenie în casă, am de călcat, am de împăturit haine, am de strâns de prin casă lucruri, că așa este. Mi-am dat seama care e problema la mine. Problema la mine este că eu vreau ca, virgulă, casa mea să fie curată, ca atunci când nu locuiește cineva în ea, dar nu se poate asta, pentru că fac curățenie și vine Filip în casă, scoate jucăriile, noi împrăștiem lucruri, haine, dacă gătesc la bucătărie, imediat se stropește aragazul, se stropește chiuveta, se adună tot felul de lucruri, de alimente pe blat, pe masă și așa mai departe. Imediat se face mizerie și deși aș vrea să fie curățenie mereu, nu este. Și mă frustrează asta, îmi place atunci când este curat, îmi place senzația aceea pe care o am atunci când toată casa mea este curată și nu îmi place atunci când este mizerie. Și starea mea cumva depinde și de chestia asta, dar încerc să o las mai moale, pentru că sunt multe altele de făcut. Pe lângă curățenie vara, așa că nu pot să stau cum stau iarna și fac curățenie toată ziua. Acum fac cam la 2 zile o curățenie, nu mai fac în fiecare zi. Vreau să fac și curățenie în frigider, dar asta nu aș mai filma niciodată. Cum fac curățenie în frigider. Am mai filmat cum mi-am organizat frigiderul, cum l-am spălat, cu ce produse și așa mai departe și am avut foarte multe comentarii de hate. Oricum, în ultima perioadă nu știu ce se întâmplă cu oamenii. Am senzația că oamenii s-au înrăit vara, nu știu, cred că de la căldură, nu știu de la ce se trage. Am primit așa de multe comentarii răutăcioase în ultimul timp, din nimic, așa, nu știu. De orice, deci efectiv de orice se leagă unii persoane, fără să fie un subiect anume, pur și simplu de orice, de unghii, de păr, de orice ce. Și am văzut că nu doar la mine, am văzut pe mai multe canale că s-a încălzit lumea prea tare și că s-a înrăit, nu știu cum să zic, în fine. Dar n-am cum să zic că nu mă afectează, că nu mai am, sincer, n-am mai avut chef să filmez nimic, să editez, tocmai din cauza asta, din cauza comentariilor. Am venit de foarte multe ori și v-am zis despre comentariile acestea și știu ce o să spuneți voi, știu care este părerea voastră, aceeași părere este și părerea mea, pentru că atunci când vorbesc cu câte o fată, din fetele acestea de pe YouTube care suntem aici, unele dintre noi am asta, le aveam pe scaun de pe masă, le aveam pe scaun și m-am pus, le-am luat în brațe. Unele dintre noi mai vorbim între noi, mai vorbesc, am câteva fete cu care vorbesc, care au canale de YouTube aici și mai vorbim între noi. Și comentariile acestea nu sunt doar la mine, sunt peste tot și răutăcioase și este incredibil, pur și simplu. Pe lângă faptul că vara la persoanele care fac YouTube toate merg rău, pentru că la mine din 11.000 de abonați am undeva în jur de 5-6.000 de vizualizări, ceea ce este foarte puțin. La, nu știu, jumătatea
abonaților cu vizualizările și pe lângă asta, cei care se uită, jumătate din ei sunt răutăcioși și e foarte frustrant. Vreau să vă spun că ne-a venit și prima factură la lumină. Ne-a venit, de fapt, nu prima, că mint. Dar prima, când ne-a venit prima dată o factură care a fost 12 lei înainte să ne mutăm, de ce s-o mai făcut pe aici, pe la casă? Dar nu eram mutați și de când ne-am mutat, facem un an, nu împlinim un an, deci nu-mi veni să cred, sunt așa de nostalgică și mă uit în perioada aceasta la vlogurile de anul trecut. Dacă sunteți noi pe canal, vă invit cu mare drag să vizionați vlogurile noastre de anul trecut din perioada aceasta. Sunt vlogurile cu mutarea noastră. Mă uit cu așa mare drag pentru că văd ce făceam exact în anul trecut în perioada aceasta. Eram foarte, cu foarte multă treabă, munceam foarte mult. Am avut de cărat o grămadă de făcut curățenie, treaba aici, treaba dincolo la apartament. Eram foarte epuizat și abia așteptam să se termine. Și acum uitați-ne aici la căsuța noastră, fericiți și mulțumitori pentru tot ce am reușit să facem într-un an, ne comparându-ne cu cineva. Deci asta este ceea ce vreau să vă spun și vouă. Dacă vreți să vă bucurați în viață, nu vă comparați cu nimeni. Pentru că poate te compari cu cineva care este mai jos decât tine. Poate te compari cu cineva care este mai sus. Indiferent cum ar fi, nu-ți face bine să te compari. Noi așa că oamenii avem tendința asta să ne comparăm. Vai, uite ce-a făcut vecina, vai, da. Pentru că am și eu cunoștințe, am prietena, am o prietenă la Baia Mare care și-a făcut foarte repede căsuța, imediat și-a terminat-o, dar ăsta a fost bugetul lor, bugetul nostru nu este atât de mare. Dar am persoane nici pe departe la stadiul la care suntem noi și atunci nu-i bine să te compari cu nimeni. O să ne comparăm doar cu noi. Noi, cu varianta noastră care eram acum ceva timp. Eu, personal, sunt extrem de binecuvântată și fericită de varianta pe care o avem acum, ca să spun așa. Suntem la căsuța noastră, avem de toate, nu ducem lipsă de nimic, vrem mai mult, vrem să ne terminăm, vrem să mai cumpărăm mobilă, vrem să mai facem, dar nu ducem lipsă de nimic și ar fi nedrept din partea noastră să spunem că nu apreciem ceea ce avem. Apreciem. Este totul perfect. Când mă gândesc că anul trecut pe vremea asta era atât de greu, apartamentul era semigol, aici aveam foarte multă treabă, țin minte că aveam niște dureri de stomac groaznice, mă lua și o durere de măsea la un moment dat, mi s-o strica și frigiderul pe care acum l-am în garaj, mi s-o spart și ceva țeavă pe la bucătărie, toate mergeau așa, abia așteptam să treacă. Și știam că or să vină zile mai bune și suntem așa, liniștiți, acum suntem bine. Ne pregătim și noi de o mică vacanță. Sunt încă în dubii dacă să mai filmez sau nu. Nu știm încă când plecăm, dar cu siguranță o să plecăm la un moment dat la mare undeva. Ne uităm la vlogurile noastre cu atât de mult drag. Le pun vlogurile vechi și mă uit și am uitat foarte multe, dacă mă credeți. Am uitat, mi-aduc aminte că perioada asta de anul trecut era una foarte grea și că știu ce făceam, dar am uitat așa de multe detalii și tot de fain să iau și efectiv să deschid vlogul și să văd ce făceam în perioada aceea. Oricum, foarte multe emoții, foarte multe treburi nu sunt filmate. Ce fac eu și multe dintre persoanele care fac YouTube, mulți YouTuberi, filmează, nu știu, 30%, 40% din ceea ce fac. Nu este tot ce vedeți voi aici că faci, bineînțeles. Mi-a scris la un moment dat cineva, a venit un cățel la noi și cu cățeaua a venit și un câine și stau aici la noi. Și nu, sunt mai danez așa, cățelușa e blândă, dar cățelul nu știu, pe cățel nu-l lasă Ricky. Mi-a scris cineva la un moment dat că filmez așa de des și că s-o plictisit bine. Mă rog, am primit multe comentarii, dar că s-o plictisit, că arăt așa de des, că ud în grădină și că mă duc în grădină. Dar voi vă dați seama că eu cred că am arătat, nu știu, că ud în grădină, de exemplu, de 10 ori, 15 ori, 20 de ori, nu știu de câte ori am arătat în vloguri. Nu cred că am arătat totuși 20 de ori. Dar eu ud în fiecare zi, deci dacă eu am arătat din primăvară că ud în grădină sau că mă duc să-mi iau legumii din grădină, nu fac asta doar când vară vouă. Mă duc în fiecare zi, mă duc la două zile. Nu arăt tot, arătăm mult mai puțin decât facem, sau curățenie, sau călcat, sau gătit, sau
Vă dați seama, vă imaginați că se fac foarte multe lucruri pe care noi nu le filmăm și nu le arătăm. Cam asta ar fi. Mă duc să-mi fac mâncarea, noi să-mi aduc niște ceapă. Am primit vinete și ardei copți, vinete coapte și ardei copți. Acum au cumpărat bunicii o sobiță, n-am filmat-o, n-am apucat să o filmez, și o pus-o afară. E, nu știu cum să zic, sobiță dintre aia, tip copt pe ea, ca să putem scoace vinete și ardei. Și o coptă dimineața asta și am primit calde, le-am adus într-o grăticioară, mi-am adus roșii și am zis că am postăile astea, trebuie să le fac astăzi, vreau să fac o ciorbă. Am pus aseară și am fiert carnea pentru că a fost atât de cald la noi zilele astea, cât n-am mai gătit. Am gătit așa de puțin și am mâncat așa de puțin, dar nu se vede la kilograme încă, tot acolo sunt. Dar am mâncat așa de puțin, mâncam așa, ori mâncam o dată pe zi, ori mâncam o dată și niște pepene sau, nu știu, puțin, pentru că nu simțim nevoia de mâncare, de gătit, nici atât. Dar mi-este foarte poftă de o ciorbă și știam că o să fie foarte cald, ziua e foarte cald la noi și n-ai aer, dar astăzi e norat și slavă Domnului că e răcoare și bine. Și mi-am pus aseară la fiert cărnița și astăzi am zis că termin ciorba, așa că facem ciorbă. Mi-am adus și borș dintre acela umplut de bunica. Facem ciorbă și abia aștept să mănânc o ciorbă de pui fierbinte. Acestea fiind spuse, hai că ne vedem mai târzișor, am vrut să vorbesc cu voi. În legătură cu factura, trebuie să vină Rareș să-l întrebi el exact care e perioada de facturare, că i-a venit o factură online. Și să vă zic cât ne-a venit. Să-mi spuneți voi dacă vi se pare mult sau puțin. Chiar sunt curioasă de părerea voastră. Factura aceasta la lumină pentru noi este și factura de lumină, de curent. Dar în această factură intră și căldura. Pentru că știți că avem o pompă de căldură pe curent, momentan. Și a intrat și căldura. Și-s curioasă ce părere aveți. Pentru că dacă stai la casă și cumperi lemne... Lemnele sunt foarte, foarte scumpe și pe lângă faptul că le cumperi, trebuie să plătești mașina care ți le aduce, trebuie să le tai, trebuie să le așezi, trebuie să muncești foarte mult. Iar noi zicem că suntem foarte, o ieși foarte convenabil toată treaba asta, pentru că casa noastră nu este izolată pe exterior, nu avem încă ușile, după cum se poate observa, pe interior în casă. Sunt aproape gata, dar socrul meu săracul muncește atât de mult în această perioadă încât ușile mele sunt ultima lui grijă. Termină cu fânul. Au făcut foarte mulți baloți de fân. Rare și inclusiv acum este la cărat baloți. Termină cu fânul, apoi pleacă la stup. În seara asta pleacă la stup, au de extras la stup, de adus stupii acasă și după asta se mai liniștesc și ei cu treburile și socrul meu mi-a promis că vara asta ne termină ușile. Nu mai are foarte mult de lucru la el, mai are foarte puțin. Apoi noi să cumpărăm vopseaua și clanțele și toate cele și să le monteze și cam asta ar fi. Plus că mi-au promis că ne face anul vara aceasta scările interioare pentru accesul la etaj. Vedem, în orice caz vă țin la curent. Mai filmez și pentru voi. Filmez și pentru voi, că știu că mulți așteptați vlogurile, dar filmez și pentru noi să avem amintire. Sunt recunoscătoare, sunt mulțumitoare Domnului pentru tot. Pentru că suntem aici unde suntem. Gata. Revin la voi cu detalii despre factură când ajunge Rareș acasă. Rareș are foarte multe zile de când tot cară baloți. Foarte mulți baloți. Merg imediat să vi arăt. Și nu am mai avut timp să-și cosească, să-și tundă gazonul și-o luat o razna. Cred că vreo 4-5 zile, are de când nu l-o mai, nu mai mult. Mă duc să aduc ceapă, vrem să vă arăt la dovleceii mei că am flori și deja am mins dovlecei. Aștia sunt dovleceii aceia puși foarte târziu, au înflorit și florile nemuritoare și aici am alte culori și aici flori la fel de dovlecei și uitați dovleceii. Ăștia se fac puțin mai târziu. Știți că mai avem acolo un capăt. Aici am țelina. Pepenele, firul acela care o pleca mai târziu, avem pepene de la el.
Și aici am unul acolo mai mărișor și unul aici. Frumușei. Și aici, deși am luat o grămadă de dovlecei până acum, tot mai sunt o mulțime de flori. Fac o grămadă. Aici avem un dovlecel pe care trebuie să-l luăm. Fac o grămadă de dovlecei. Tot fac. Mergem să vă arăt baloții. Aici este ceapa soacrei mele, s-a lăsat deja, cu și că trebuie să o scoată. A mea încă nu, dar a mea oricum e mai micuță. Mergem să vă arăt baloții, ce tot eu au făcut și eu cărat și termină ușor cu ei. Ceea ce nu s-a întâmplat până acum, pentru că de fiecare dată făceau fânul mai târziu. Dar anul acesta termină până în luna august. De obicei luna august era pentru baloți. Aici sunt albinuțe. Și aici baloții, care dacă nu par mulți, sunt, să știți că sunt foarte mulți. Ăștia sunt de paie. Pe ăștia-i care acum. Baloți de paie. 120, 130, nu mai știu cât ți-o zis că sunt. Peste 100. Ce frumoși sunt. E cară pentru că se tot anunță că plouă și așa e puțin înnorat și acum. Se tot anunță că plouă și vor să-i termine de cărat. Ce fain sunt. Și aici sunt dintre acelea normale, acoperiți toți. Foarte mulți. Dar pentru cine nu știe, avem... Acum sunt pe câmp, dar avem văcuțe, o fermă de văcuțe Angus, care aici stau, în spațiul acesta și în partea cealaltă. Doar că sunt pe câmp acum și de asta așa de mulți baloți. Sunt mulți, sunt până în spate. Nu știu să spun câți, dar sunt foarte mulți, în orice caz. Este atât de plăcută vremea asta, vai, parcă simți așa că respiri, că e puțin înnorat și că nu te sufoși de căldură. A fost cald, a fost foarte cald zilele astea și nu ești productiv nici când e foarte cald afară, că nu ai energie foarte multă. Cât de diferit arată acum totul față de cum era în primăvară. Acum totul e verde, totul e plin de verde. Aici văd că soacra mea mai are ceva bostan. Că văd mai multe, de fapt, flori de bostanei. În partea aceasta are soacra mea puse legume. Are fasole, sfeclă, morcov, ceapă. Și în fața acolo mi le-am pus eu, în fața, ca să fie mai aproape de casă. Picură. Mă duc să-mi iau ceapă. Ce vă spuneam de baloți. Au venit. Ce mici par și ce mari sunt de fapt. Par așa micuți. Aici am ardei copți și jos acolo am vinetele. O să fac un pic de salată de vinete. Și ardei aceștia o să-i fac, îi curăț de coajă și de semințe. Și fac un sos în care pun apă, ulei, puțină miere de albine și oțet și sare. Și în mai așa ardei în acel sos și sunt foarte, foarte buni. Asta fac cu ei, că nu am foarte mulți ardei copți, așa că nu fac o mâncare cu ei, dar ce fain s-au copt și ce ușor se decojesc. Îmi fac un frappe cu
cu lapte rece și cu gheață. Mi-am pus și câteva cupuri de gheață. Mi-am pus aici două roșii, ardei, ceapă, morcov, să le pun în ciorbă, că deja carnea mi este fiartă, după cum am mai spus. Le pun în ciorbiță. L-am prins și eu puțin pe Rareș să spunem despre factura de la lumină, pentru că n-am reușit până acum să ne sincronizăm, să vă povestească el puțin. V-am zis când i-a venit factura, prima factură la lumină. 4.300 de lei pe 5 luni. Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie. Este... 4.380 de lei. Dacă am fi luat lemne, de exemplu, cât ne-ar fi ajuns 5 luni să încălzim? Pe 10 metri cub la 1.000 de euro minim. Doar lemnele ca să încălzim casa. Nu ar fi ajuns 1.000 de euro pentru tot anul. Da, să zicem că pentru 5 luni ar fi ajuns. 1.000 de euro doar lemnele și noi avem în 4.300 de lei căldura, toată lumina a casei, plus apa caldă, boiler. Care consumă foarte mult. Da, și avem mașină de spălat, rufe, mașină de spălat, vase. Avem și alți consumatori destui de mulți. Super mulțumit! Da. Te-ai mai uitat cât am mai consumat din februarie până acum? Tu te uiți, Rareș se uită și păi știe. Păi acum zilele astea, astăzi mâine trebuie să dau indexul din nou. E ok. Perioada aia. Dar noi am oprit. E oprită pompa noastră de căldură. Da, pompa de căldură este oprită, eu nu mai consum. Doar boilerul acum. Și încălzește apă. Ce avem noi, da. Da, și ce folosim? Aspirator, mașini de spălat. Din nou, boilerul nu consumă chiar așa mult vara pentru că nu e frig în încăperea în care îl avem. Consumă mult mai mult boilerul iarna pentru că încăperea care îl avem e rece și automat se răcește și pornește mai des. Dar vara e cald și nu. Când da. Consumi, atunci pornește. Cred că facem duș mai des. Da, dar nu se răcește.
un pic de ordine în living și mi-am așezat pat în dormitor. Am deschis, aerisesc bine toată casa. Văd că vine Rareș, iar să vedem cum fac, că trebuie să-l iau pe Filip să-l pregătesc de somn, să-l pun la somn, dar cred că îl mai las să mai meargă o tură. Să vedem cum procedez. Vreau să șterg puțin ușa. Am avut ceva pus pe ea, nu știu, un fel de jaluzia. Știți cu siguranță dacă ați mai văzut vlogurile noastre, doar că s-a rupt foarte tare și am cumpărat de la Ikea ca să înlocuim și am scos-o ieri și vreau să șterg bine ușa, că e plină toată de degete, să o șterg bine și să aduc să punem în loc. Pentru că îmi place așa cum se vede fără, doar că am nevoie, stați, că mi se pare că e puțin lăsat în jos, îmi filmează într-o parte. Îmi place, doar că la noi pe aici se circulă foarte mult și trec mai mulți oameni și nu-mi place, adică se vede tot în bucătărie și mai ales noaptea, fiindcă nu avem nici gard și nici o acoperire aici, nu-mi place să stau așa, dar îmi place cum se vede cu ușa în felul acesta. Așa că o voi șterge, Rareș merge după ultima tură de baloți, apoi se pregătesc să plece la stupi. Just beautiful creatures singing lovely on the floor. We could dance forever until they kick us out the door. All I hear is blah, 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 blah. Falling by the blah, 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 blah. I don't wanna talk, 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 talk. Cam așa, aici am vinetele și mai jos am ardei pe care am curățat și de semințe și aici am cojile pe care o să merg să le arunc la gunoi afară. Și astea sunt bolurile de la Pepco pe care mi le-am luat ieri cu 10 lei unul și îmi plac la nebunie, mi-e plac tare mult bolurile transparente, simple. Voiam să vă arăt, au făcut Rareș ceva cu tractorul la un bătrânel de aici de la noi și nu au vrut să ia banii și au venit și ne-au adus ouă și uitați câte ouă am primit. Ne-au mai adus într-o zi tot așa, vreo 30 de ouă și le-am mai dat din ele, o să mai dau și din astea, că nu am ce să fac cu atât de multe ouă sub nicio formă. Sunt foarte multe. Gata, salata de vinete. Am făcut-o cu maioneză și cu ceapă. O rezolvat. O pus rare și avem, arată super bine acum. Am rezolvat. V-am zis că se vede foarte tare, se vede super tare dacă nu avem nimic aici. Pa, tati. Pa, pa. Drum bun. Pa. S-a pornit un vânt, dar nu știu cum să zică, nu plouă, pare că plouă. Foarte ciudat. Îmi duc să închid ușa, că urmă. Incredibil, era atât de cald mai
întind altele. Ce să mai întind altele, că mă ia, le ia vântul cu totul. Așa se aud din garaj la noi pe tablă, că plouă cu piatră. O venit așa deodată, plouă foarte tare cu gheață. Doamne. Minute mai târziu au vrut să mă duc să văd, mi-a luat vântul pe afară, mi-a rupt tața pe care întind eu, a căzut butoiul, a căzut scânduri prin spate. Doamne, foarte intens o simțit minutele astea. Pe aici mi-a luat vântul, mi-a dat topoganul jos, acolo a luat două scânduri, le-a rupt. Doamne! Filip doarme, mititelul, cred că s-a luat lumina, că mi s-a deconectat internetul și cred că s-a luat lumina. Asta e pe stradă la noi. Am venit la părinții mei, pentru că socrii mei și rare s-au plecat la stupi. Și a venit furtuna aceasta și s-a luat lumina și am venit la mama și la tata. Nu am baterie la niciun telefon, nu am cum să-l încarc. Nu am cum să-l încarc, nu am nici lumină în casă și am venit pe la ei mei. Stăm pe aici vreo două ore, timp în care vreau să editez și să-mi încarc telefoanele și apoi mai târziu ne duce tata înapoi acasă. Mergem să ne plimbăm cu bicicleta. Acolo e un cartof. Porumbul. N-am mai fost la mama de când era porumbul mic. N-am mai venit la mama să vin în grădină să ne plimbăm așa. Era porumbul mic și acum a crescut de numai. E greu la dea. Hai, pedalează. Învârte-te invers și hai la vale. Hai, hai. Hop. Vrei să-ți fac un pic de vânt sau te duci tu singur? Filip, mama, dai peste mine! Filip, dai peste mine, mami! Hai. Te calcă cu bicicleta, hai să mergem! Este 9 fără 5 minute, nu știu cum se vede pe cameră. Mama face mâncare, mâncăm și apoi plecăm acasă. Sper să fi venit lumina la noi. Gata, am ajuns acasă, ne-a adus tata acasă și ne pregătim și noi
din anii. Mergem să vedem dacă ne-o veni lumina. Văd că vecinii au, dar sunt pe două frecvenții cumva. Luna! Ia uite-o și ia. Uite-o. Hai, Luna, ia-o, mami. Cred că acum poți să iei. Luna! Sunt cumva pe două frecvenții. E posibil ca unii vecini să aibă lumină și unii nu. Acum vedem când ajungem acasă, dacă noi avem. Am ajuns acasă, e noapte. Da, uite, pleacă tataia acasă. Lumina nu este venită. Nu știu care-i treaba, că socrii mei au, numai noi nu avem. Este 10 fără 4 minute și nu avem lumină. Ne-am încărcat telefonul la mama, telefoanele. Și o să aprindem o lumânare ca să avem lumină. Și cam asta ar fi. Nu mai facem nimic în seara asta. O să închidem aici vlogul. O venit lumina. O venit lumina imediat după ce am închis vlogul. Noapte bună, dragilor. Este 10 și 10 și nu mai lungesc. Ducem și noi la nani. Noapte bună, Luna. Luna a venit și ea la nani.